Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la întâia carte a împăraților, capitolul 20. Voi citi primele 13 versete. 1 împărați, 20, de la versetul 1 la 13. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Ben Hadad, împăratul Siriei și a stâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și cară. S-a suit, a împresurat Samaria și a început dupta împotriva ei. A trimis în citate soli la Ahab împăratului Israel să-i spună. Așa vorbește Ben Hadad. Argintul și aurul tău sunt ale mele. Nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt toți ai mei. Împăratul lui Israel a răspuns, Împărate, domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Sole s-au întors și au zis, Așa vorbește Ben Hadad, am trimis să-ți spună, să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. De aceea, voi trimite de la ceasul acesta pe slujitorii mei la tine, ei îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii țării și a zis, Vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne vrea răul, că ce a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n-am zis că nu îi le dau. Toți bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab, nu-l asculta și nu te învoi. Și el a zis slujitorului lui Ben Hadad, Spuneți domnului meu împăratul, voi face tot ce ai trimis să cer robului tău în dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Sole au plecat și au dus răspunsul. Ben Hadad a trimis să spună lui Ahab, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samarie să umple mâna întregului popor care mă urmează. Și împăratul lui Israel a răspuns, cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Când a primit Ben Hadad răspunsul acesta, stătea la băut cu împărații în corturi și a zis slujitorilor lui, pregătiți-vă! Și ei s-au pregătit de nevală împotriva cetății. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab împăratului Israel și i-a zis, Așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale, ca să cunoști că eu sunt Domnul Amen. frate și surori, domnilor și domnilor, suntem încă în acest studiu, de fapt în concluzia lui, legat de mari întrebări biblice. Și din pasajul acesta. O întrebare care se ridică, care este în inima noastră, pe buzele noastre, în casele noastre, în viața noastră, este aceasta. Ce facem noi atunci când cel rău ne asaltează? Ce facem atunci când cel rău ne lovește? Ce facem atunci când poate chiar de cei din casă se folosește împotriva ta, de cei din biserică, de cei apropiați, de cei pe care îi cunoști. În pasajul nostru, împăratul Siriei, Ben Hadad, a venit cu război împotriva regatului de nord al lui Israel, pe vremea împăratului Ahab. Și a venit cu o alianță foarte mare. Biblia spune aici, 32 de împărați erau cu el. Cu alte cuvinte, și ce vrea să spună Sfânta Scriptură, după obiceiul timpului, fiecare cetate în vremea ce avea un împărat. 32 de cetăți pe lângă regatul Siriei, Siria era un regat puternic, s-au alăturat lui Benhadad să vină împotriva Samariei sau regatul lui Israel. În aroganța lui, Ben Hadad a spus, tot ce este al tău, ahab, tot ce este al poporului tău, este al meu. Aur, argint, casele voastre, copiii voștri, bunurile voastre. Și așa vine cel rău împotriva ta și împotriva mea. Mântuitorul Iisus Hristos, care îl cunoaște, bine pe cel rău, ne-a spus, de fapt, care este caracterul lui tâlhar, hoț, ucigaș. N-are alte obiceiuri. Minte, asaltează, fură, înșală. Mesajul care mă voi adresa dumneavoastră, întrebarea care se ridică este aceasta. Suntem asaltați, ce vom face? Acest este titlul. Suntem asaltați, ce vom face? Nu este unul dintre noi să nu fi fost asaltat de cel rău. Și poate că sună ciudat să vă spun, dacă nu ne asaltează cel rău, e ceva bai cu noi atunci. Înseamnă că deja suntem cu totul la lui. El nu mai are treabă cu noi. Ne ține sub masă. Ne ține sub picior. Când însă suntem în tabăra lui Hristos, noi suntem în război cu El. De deci aceea ne asaltează mereu. Sigur că dacă ar fi după El, ne într-o clipă, fiind ucigaș, fiind tâlhar, fiind hoț. Dar mulțumim Domnului că lucrurile nu sunt după El, ci totul este după Isus Hristos. Totul este după Tatăl Ceresc și totul este după Duhul Sfânt. Trebuie să-i dea bile de voie ca să poată să facă ceva împotriva ta și împotriva mea. Dar de asaltat ne cere să ne asalteze. Și din când în când Tatăl Ceresc Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne îngăduie pe mâna celui rău. Întrebarea este, când suntem asaltați, ce facem? Și dacă ne uităm bine în pasajul pe care l-am citit, sunt patru lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când suntem asaltați. Și primul lucru, primul lucru, când ești asaltat, cunoșteți agresorul. Cunoșteți agresorul. Pentru că trebuie să te lupți. Și dacă nu-l cunoști, te lupți cu pumnii în vânt. Apostolul Pavel spune, mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. El știe în cine trebuie să lovească. Nu trebuie să lovim în frați, nu trebuie să lovim în familie, nu trebuie să lovim în semeni. Dușmanul nostru este diavolul. Este diavolul. Dar uitați-vă în cuvântul Domnului pe care l-am citit, uh, cum arată agresorul nostru? Cum arată agresorul tău? Prima dimensiune este diavolul cu toată puterea lui. Versetul 1 din 1 împărați 20. Ben -Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și cară. Ben -Hadad a fost un împărat real, dar în cazul de față este și simbolic pentru toată armata celui rău. Pentru că un împărat care gândește rău, un împărat care se uită peste gardul împărăției lui, măcar că este binecuvântat de Dumnezeu și dorește să aibă ce are celălalt, este călăuzit de cel rău. Este stăpânit de cel rău. Un om care nu vede bine cuvântările pe care i le-a dat Dumnezeu. Nu vede binele pe care le-a făcut Dumnezeu. Și se uită la tine și la mine ca să-ți facă ție rău sau mie. Să ia binecuvântarea ta, să te priveze pe tine de binecuvântare. Omul acesta este posedat de cel rău. Este influențat de cel rău. Este dominat de cel rău. Și diavolul, când vine împotriva ta sau când vine împotriva mea, de obicei nu vine singur. Nu vine singur. Vine cu o știre întreagă. Vine cu poftafirii. Vine cu ispite. Vine cu frați mincinoși. Vine cu oameni răi. Vine cu gânduri rele, cu imaginație murdară. O știre întreagă este împotriva ta, o știre întreagă este împotriva mea. Vine cu planuri rele. Nu numai atât că agresorul tău, agresorul meu, agresorul nostru este diavolul cu toată știrea lui. Sunt slujitorii lui. Partea a doua versetului întâi spune, avea cu el 32 de împărați. Diavolul are întotdeauna o armată întreagă care îl slujește. Este foarte trist că de multe ori și să nu mi-o luați în nume de rău. Este valabil și pentru dumneavoastră cei de la internet, de la televiziune sau unde ascultați mesajul. Apelăm în biserică, avem nevoie, vrem să facem ceva. Foarte puțini se înrolează. Foarte puțini. În oștirea celui rău, eu turm întreagă. Eu turm întreagă. Își găsește una, două slujitori. Ben Hadash a găsit 32 de împărați. Și când te atacă pe tine și pe mine, cel rău găsește mai mulți împărați ca să te atace. Știți despre, despre ce este vorba? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din 2 Petru 2 cu 19, Sfânta Scriptură spune căci fiecare din voi este rob lucrului de care este stăpânit. Cu alte cuvinte, lucru care te stăpânește, lucru care domină peste mine sau peste tine, ăla este împăratul. Că dacă ar domni Domnul, el ar fi împăratul. Când cel rău te asaltează, când cel rău mă asaltează, își aduce o grămadă de împărați, o grămadă de patimi împotriva ta. O grămadă de lucru cu care să te domine. Gânduri de răzbunare, atitudini de neiertare, vorbire murdară, Pofta firii, neînțelegere, nemulțumire, atitudine războinică. Mulți împărați. Mulți împărați. Și când te asaltează cu toți, este greu să stai în picioare. Dar se poate sta în picioare. Se poate sta pentru că dacă Apostolul Pavel a putut să spună pot totul în Hristos care mă întărește și noi putem totul. Dar de știu ce se întâmplă cu noi, trebuie să știm. Când suntem asaltați, trebuie să știm cum suntem asaltați, de câți suntem asaltați, de cine suntem asaltați. Este diavolul cu toată puterea lui, sunt slujitorii lui. Și apoi, a treia dimensiune este armata demonică în sine. În Matei 12, 43 la 46, cuvântul Domnului spune că atunci când cel rău s-a uitat la tine sau la mine și a găsit inima ta, sau a mea, casa ta sau a mea, goală, se duce și mai ia câți. Încă șapte. Își întărește puterea, pentru că ca un mai îl limite pe Domnul. Ia un număr de săvârșit. Ia șapte. Ia șapte. Măcar că vă aduc aminte un cuvânt pe care dumneavoastră îl știți am vorbit despre el la vremea potrivită, vi-l citesc din nou, puterea aceasta înșeptită nu este a celui rău, chiar dacă își el șapte demoni ca să vină împotriva ta și împotriva mea. Puterea aceasta înșeptită nu este a celui rău, ci este a ta și a mea, dacă vrem să credem pe Dumnezeu. Pentru că aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului. Zice înțeleptul Solomon în proverbe 6 cu 30 și 31. Hoțul nu este urgisit, nu este pedepsit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame. Deci nu-i pedepsit pentru că nu-i prins. de nu-i pedepsit. Dar zice înțeleptul Solomon în mai parte. Dar dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit. Și tot ce are în casă. Deci tu și cu mine putem să stăm de șapte ori mai tare împotriva celui rău. Cu o putere de șapte ori mai mare, să luăm de la el de șapte ori mai mult decât ne-a luat el de la noi. Însă, cel rău are această metodă de intimidare. Și un om, când este intimidat, nu vede mai departe de intimidare. Nu vede dincolo de problema imediată cu care este confruntat. De deci, aceea, încă o dată, frași și suror, doamnelor și domnilor, când ești asaltat, ce vei face? Primul lucru care trebuie să-l iei în considerare, să-l iau în considerare, este cunoșteți agresorul. Trebuie să știi cu cine te bați. Trebuie să știi cu cine te lupți. Sfântul Apostol Pavel spunea în Efesen 6,12, cu 12 căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi nu ne luptăm unii împotriva altora. Lupta noastră este împotriva domniilor demonice, a stăpânirilor demonice, a organizațiilor demonice, a duhurilor care bântuie în locurile cerești. Și cel rău are o grămadă de slujitori. Are o urmată întreagă pe care o pune pe urmele tale, pe urmele casei tale, pe urmele familiei tale, pentru că vrea să te intimideze, așa cum vedem aici că l-au intimidat pe Ahab. Și Ahab în slăbiciunea lui a zis, domnul meu, cum ai zis? Tot ce îmi ceri este al tău, ați observat? Pentru că a intrat în panică, a intrat în panică. Uitați-vă versetul 4. Împăratul lui Israel a răspuns, împărate, Domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. <laughs> nu, noi nu suntem al celui rău. Și dacă ne atacă, suntem al Domnului. Și dacă noi nu ne știm apăra, ne apără Dumnezeu, dar nu trebuie să ne pierdem credința în El. Primul lucru, atunci când ești asaltat, când suntem asaltați, cunoșteți agresorul. Pentru că trebuie să știi împotriva cui te lupți. Cunoaște soiul. Pentru că trebuie să știi cum să te lupți, cum să te aperi, cum să te organizezi. În al doilea rând, când suntem asaltați, nu numai că trebuie să ne cunoaștem agresorul. cunoaște strategia agresorului cu care vine împotriva ta. Și uitați-vă în pasajul acesta pe care l-am citit din 1 Împărați, capitolul 20, primele 13 versete. Este o strategie întreită. Prima. Cel rău, când vine împotriva ta și împotriva mea, vine să-ți bunurile. Versetul 3. Argintul și aurul tău sunt ale mele. Când cel rău vrea să te atace, pune o patimă pe tine. Ca să-ți cheltui banii pe patima respectivă. Te pune într-o situație în care bunul casei tale să-l cheltui pe lucrul acela care te robește, de care n-ai nevoie. Vrea să-ți ia aurul, argintul, banul. Cel rău nu este interesat ca ție sau mie să ne meargă bine. N-are niciun gând în această privință. Gândul lui este să te ruineze. Știți de ce? Pentru că dacă reușește să te ruineze, să-ți ia bunurile, știe că următorul pas pe care îl vei face, pe care îl voi face, în disperare, îți pierzi credința și atunci întinzi mâna spre fără de lege. Uitați ce spune cuvântul Domnului, tot în Proverbe, 30 versetele 7 la 9. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Și apoi zice, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să ia un deșert numele Dumnezeului meu. Deavolul știe lucrul acesta. Știe că dacă te aduce într o stare de disperare, de sărăcie, de lipsă, după ce ți-a ruinat bunurile, la început te a făcut să vezi că ce faci tu este bine, este spre binele tău după ce te-a ruinat, vrea să te determine să întinzi mâna spre fără de lege, să iei în deșert numele Domnului, să blasfemiezi pe Dumnezeu. Este o strategie demonică, o strategie drăcească. De aceea cunoaște bine strategia, pentru că el este interesat să te ruineze, este interesat după bunurile tale. Doi, al doilea lucru care îl interesează pe cel rău este că dacă te-a trântit pe tine jos, să-ți ia și familia. Partea a doua versetului 3. Nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt ai mei. Și familia se descurajează dacă soțul, tata cade, mama, soția cade. Părinții cad. Cel rău vrea să ruineze casa. Strategia lui este să intre în familiile noastre cu necazuri, cu neajunsuri, cu nemulțumiri, cu certuri, apoi cu păcat, cu fără de lege. Dacă n-a reușit, uitați-vă și la cealalt, cealalt aspect, așa cum am citit în proverbe, 30. Dacă ești binecuvântat și Dumnezeu te-a îngăduit să-ți meargă bine, conturile tale cresc, businessul ul îți merge, n-ați observat dumneavoastră în biserici oamenii la care le merge bine, bine? Foarte rar îi vezi în biserică. Pentru că mai mult își pierd timpul în vacanțe, nu rugăciunea pentru ei, nu-i stăruința pentru ei, prea multă biserică, prea multe servicii divine, îi deranjează treaba aceasta. Cuvântul Domnului este drept și cel rău știe, ori cu sărăcie, ori cu bogăție, te poate ruina. Te poate ruina. Și dacă a reușit pe unul din familie să-l trântească la pământ, Următorul pas este să tântească toată familia după ce ți-a luat bunurile. Pe lângă bunuri și pe lângă familie, următoarea lui strategie este Sufletul tău. Sufletul meu. Uitați-vă în versetul 6, partea finală. Dar ce tot versetul? De aceea voi trimite mâine la ceasul acesta, zice Ben Hadad pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi vor pune mâna pe tot ce ai mai, mai scump. Ce este mai scump decât sufletul, fraților? Ce este mai scump decât sufletul? Credeți-mi asta că degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 49 și am să vi-l citesc aceste cuvinte adânci, profunde, este bine să le cunoaștem, este bine să le punem la inimă. De la versetul 4 din Psalmul 49, Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul Arfei. Omul acesta este un om înțelept. Își pleacă urechea, unul din fiul lui Core, la ce vorbește Dursăn și auziți. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Deci își găsește liniștea, echilibru și atunci. Și cei ce îl înconjoară și vor să-i facă rău, zice, ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu presul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă. Că nu se va face niciodată. Niciodată. Cel rău are în strategie bunurile tale pentru că vrea să te ruineze material, are în strategie ruinarea familiei, a relațiilor, a copiilor, a soțului, a soției și apoi, sigur, bătălia cea mai mare. Este pentru Suflet. Ce ai tu mai scump? Și nu se poate ca Sufletul să fie răscumpărat cu bani, cu influențe, cu poziție, cu relații. Sufletul nostru îl poate răscumpăra unul singur, Isus Hristos. Dar cel rău ne-l poate fura. Tocmai de aceea aduceți-vă aminte de pilda aceea pe care o dă Mântuitorul Iisus Hristos despre bogatul acela la care i-a rodit țarin. Bogății imense. Și la un moment dat vorbește ca un nebun. Și de fapt așa îl și numește Scriptura. Voi zice sufletului meu, suflete, auziți cum vorbește, de aia vorbește ca un nebun. Să vă citesc cuvântul Domnului pentru că este mult mai ziditor dacă ne uităm în Luca 12 și să ascultăm direct cuvintele pe care le rostește Mântuitorul Iisus Hristos. Și le-a spus și de aceasta, țarina unui nou bogat mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidiatele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și auziți-l acum. Și voi zice sufletului meu, de nebun, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Numai că problema este aceasta: Sufletul nu trăiește cu porumb nici cu grâu. Ale cazul, Poți să ai miliarde. Sufletul trăiește cu părtășia cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, cu atingerea lui Dumnezeu, cu atingerea Duhului Sfânt. Sufletului nu-i poți da înghețată. Nu-i poți da grătare, nu-i poți da castraveți, nu-i poți da uh, nici usturoi, cum ziceau evreii după ce au ieșit din Egipt. Sufletul lui trebuie părtășie cu Dumnezeu. Pentru că mai departe, acolo spune cuvântul Domnului în versetul 20, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Pentru că ți-a fost dat cu un promut. Asta este. Și este cel mai scump lucru pe care tu și cu mine-l avem. Strategia celui rău este să te ruineze material? Sau, dacă ești bogat, să te facă să uiți biserica? Că trebuie să te ocupi de bogății, de vacanțe, de societate înaltă, de compromisuri să-ți ruineze relațiile de familie, soția, soțul, părinții, copiii. Și apoi, după ce te-a dus în depresie, se ia de suflet. Se ia de suflet. Și când te duce în depresie, aș vrea să înțelegi un lucru și v-am vorbit la timpul potrivit. Nu există, frași și surori, nu există om sub soare pe care să nu-l prindă depresia, când te prinde depresia, când se leagă de sufletul tău. Și cel mai mare om are momente de slăbiciune. Și dacă nu este atent, se poate să se tot ducă. Uitați-vă unul dintre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, Ieremia. Auziți. Ieremia 20 Citeți de la versetul 7 la 9. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai ai biruit. Și vă, vă aduc aminte ce scrie în ebraică. În ebraică scrie, mai ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de tine. Așa scrie în ebraică. Asta este textul original. Nu că Dumnezeu l-a înșelat pe Ieremia. Percepția lui Ieremia despre Dumnezeu este că Dumnezeu l-a înșelat. Cum zici tu de, câte ori, de multe ori când te rogi, m-a lepădat Domnul. Nu mă mai iubește Domnul. Ai zis asta? Ia să vedem. A zis cineva lucrul acesta până acum. Dar nu semnează că va lepăda Domnul. Dar asta e percepția de moment. Căci ori de câte ori vorbesc trebuie să stric silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este cu un foc mistuitor închis în oasele mele, ca să-l opresc, dar nu pot. Apoi uitați-vă ce spune în versetul 10. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește prejur, învinuiți-l strigă ei, haidem să-l învinuim, altădată spune, haide să-l omorâm cu vorba, dar nu o să piară cuvântul Domnului din lipsă de proroci, Colegii lui, profeții și păstori au zis, haide să-l omorâm de-a binelea, deci să-l asasinăm, pe Toți ce treau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar are un moment de trezire, Ieremia. Uitați-vă la momentul lui, versetul 11. Dar Domnul este cu mine ca un viteas puternic. De aceea prigonitorii mei se vor potegni și nu vor birui. Însă nici Frații lui, prorocii și nici păstorii nu s-au oprit din răutatea lor și de aceea Ieremia a căzut din nou în depresie. Ia uitați-vă versetul 14, așa căzut de rău încât a început să fie ilogic, ireal, blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama mea să nu fie binecuvântată, auziți cum vorbește? Blestema să fie omul care a dus vestea aceasta tatălui meu. Deja este irațional. Dar ce vin avea omul ăla? Că s-a dus la tatălui și a zis, Domnul Ieremia, mai aveți un fiu. Binecuvântat să fie Domnul că v-a dat un fiu. Ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea, pe tata, nu? Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul, fără milă, să audă gemete dimineața și strigă -te de război la mează. De ce n-am fost eu omorât în pântecile mamei mele ca să-mi fi mormântul? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecile mamei ca să vă numai suferință și durere și să-mi sprăvez zilele în rușine? Este un om în depresie. Este un om cu sufletul atacat, dar slăvit să fie Domnul Ieremia și-a revenit din nou, și-a revenit din nou și-a rămas unul dintre cei mai mari proroci ai tuturor timpurilor. Dar vreau să spun, adevărul este acesta, pentru toți aceia care sunt de mine nu să leagă cu această poziție, pe mine nu mă prinde, nu te lăuda, ai grijă, că cel rău îi urește sufletul tău urește sufletul tău. Strategia lui, bunurile tale, familia ta, sufletul tău. În al treilea rând, suntem asaltați. Ce vom face? Al treilea lucru care trebuie să-l facem este pregătire pentru luptă. Pregătire pentru luptă. Pentru că acum știi agresorul, îi știi strategia, pregătește pentru luptă. Și cum o facem? Sunt două aspecte pe care trebuie să le ai în considerare. Primul, când te pregătești pentru luptă împotriva celui rău, primul lucru pe care trebuie să-l facă orice cine, indiferent cât de mare fi, consultă-te. Primul lucru, consultă-te. Versetul 7. Cât a fost de rău și de idolatru Ahab, până la urmă a știut ce trebuie să facă. Uitați-vă. Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii țării și a zis, vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne vrea rău. Că a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul. Și n-am zis că nu îi le dau. Deci, a fost sincer. Dumnezeu asta am făcut. Consultă-te. Nu fi mândru. Mare problemă avem noi cu mândria aceasta. Mare problemă. Dar de ce să știe cineva că eu am probleme? Păi eu am multe. V-am spus că am fost într-o biserică americană și am vorbit despre rugăciune, despre importanța rugăciunii. Și uh, la sfârșitul serviciului divin, doi frați americani au venit la mine, au dat mâna și au zis, pastore, te felicităm, ai avut un, un mesaj extraordinar. În biserica noastră n-am prea auzit așa ceva despre rugăciune. Și vrem să știi ceva, ai dat mâna cu doi milionari. Mă bucur. Trebuie să nu mă o săptămână, că am dat mâna cu 2 milionari. Și a zis, știi ce? Noi avem o dilemă. S zis, Care vi dilemă? Păi, tu ai spus cât de important este rugăciunea. Noi nu mai avem pentru ce să ne rugăm, că noi avem de toate. Suntem milionari, pastore. Și a zis, man, dacă nu aveți pentru ce să vă rugați, rugați-vă pentru mine, că eu am prea multe probleme. Tot este pentru cine să vă rugați. Consultă-te, nu te... Spuneți problema, du-te la păstor, du-te la un om temător de Dumnezeu, du-te la mama, du-te la tata, du-te la un frate care știe să-ți ducă povara, nu să, cum, e, cum ți-a auzit necazul să se știe deja în Australia, și în Canada, și în Europa. Trebuie să fie între noi și eu sunt convins că sunt oameni ca și Apostol Pavel care a spus, cine păcătuiește și eu, ce să facă? să nu ard, să nu-l doară, să plângă cu tine, să postească cu tine, să simtă cu tine. Sunt, frași surori, sunt oameni de felul acesta între noi, să nu crede cineva că e singurul neprehenit în biserică. Ilie a fost proroc și a crezut că e singurul neprehenit în Israel. Avea dreptate? Da. Încă șapte mii ca el erau. Este cineva Du-te și te consultă. Spune, uite, asta e problema mea. Asta este gândul cu care mă lupt. Asta este ispita care mă chinuiește. Asta este problema care mă frământă. Asta este problema în casa mea. Plânge cu mine, roagă cu mine. Ce să fac? Consultă-te. Aha, a zis către bătrânii lui Israel, asta este Consiliul, Guvernul. Ce să fac? Și după ce s-a consultat, al doilea lucru care trebuie să-l facem în probleme, când cel rău ne asaltează, după ce știm ce trebuie să facem, fii ferm, fi ferm. Versetul 8 și 9. Toți bătrânii și tot poporul a zis lui Ahab, nu-l asculta și nu te învoie. Deci dacă tot și ne cer sfatul, uite să sfatul nostru. O fi benhadan mare, o avea el armată puternică, o fi imperiul Siriei un imperiu de temut în zor și era un periu de temut, pentru că erau sălbatici de felul lor, așa cum sunt islamiști islamici de astăzi, tăiau capul, jupuiau, asta era trăirea lor, așa au rămas și astăzi. Or fie de temut, dar nu-l asculta și nu te învoi. Și el a zis lui Ben Hadad, deci și el a fost ferm. Spuneți Domnului meu împăratul, voi face tot ce ai trimis să cer robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Nu-ți dau nici aurul, nu-ți dau nici argintul, nici oțile, nici copii Fii ferm. Nu mă las trântit de cel rău. Dumnezeu mi-a zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Îl chem până mă izbăvește. Dumnezeu a zis, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt de față. Mă duc până vine Domnul acolo unde mă duc. Dumnezeu a zis, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. E, aceasta este de, în ziua aceasta de criză, slăviți să fie Domnul, că e o zi în care Domnul Iisus este cu mine. Nu uita lucrurile acestea, fii ferm. Cel rău o să zică, te-a lepădat Dumnezeu, a uitat Dumnezeu de tine n-a uitat Dumnezeu. Noi nu avem Dumnezeu din ăla capricios. Dumnezeul nostru nu-i diavolul, Dumnezeul nostru este sfânt. Ce a spus, se ține de cuvânt. A spus că este cu noi, e cu noi. A spus că ne apără, ne apără. A spus că ne poartă de grijă, ne poartă de grijă. A spus că ne vindecă, ne vindecă. A spus că ne dă pâine chiar ca în somn, ne dă pâine ca în somn. Dar tu nu vezi că nu o ai. Aștept. Aștept. Citeam recent mărturirea unui frate păstor american baptist și știți că Biserica Baptistă nu întotdeauna mărturisește minunile Lui Dumnezeu cum sunt mărturisite în bisericile penticostale. Și spunea acest frate păstor din Atlanta, Georgia, seara la, marțea seara la rugăciune, în biserica noastră, am învățat biserica să mulțumească Domnului pentru toate lucrurile și pentru biruință. Și aveam o soră în biserică care avea o tumoră mare la gât. Și nu numai că era o tumoră mare, era o tumoră care a Deci era prins așa ca și de un, a, o carne așa de grosimea unui deget și a târnat tumora aceasta la gât. Și doctorii au spus că nu pot opera, și ne rugam în fiecare marți seara, spunea acest frate și ziceam la urmă, dacă cineva vrea să mulțumească Domnului pentru ceva. Și sora aceasta spunea, eu vreau să-i mulțumesc Domnului că m-a vindecat. Doi ani la rând a făcut acest lucru, doi ani la rând, este mărturia lui. Și a zis, De acum deja mi-era groază să zic dacă cineva vrea să mulțumească Domnului pentru ceva, pentru că știam că ea, ea este cea care mulțumește Domnului. Dar tumorul era cu că era mai mare, era mai mare, cobora mai jos, mai jos. Dar în această marți, a zis, cine vrea să mulțumească? Și-a ridicat mâna. Deci eu, eu, nu m-am uitat la ea așa de aproape. Și am zis, iară vine în față. Și a zis, vreau să mulțumesc Domnului că m-a vindecat. Și când m-am uitat la ea, nu mai avea tomoră la gât. Dispăruse complet. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vindecat-o și este vindecată. Fii ferm! Fii ferm. Dumnezeu nu este un om, spunea Balaam, care să-i pară rău de ce a promis. Oare ce a promis el nu va face? Ba da, se va ține de cuvânt. Aceasta este pregătirea pentru lupte. Consultă-te și fii ferm. Și apoi, în al patrulea și în ultimul rând, strategia cu care vei învinge pe cel rău. Strategia cu care vei învinge pe cel rău. Este o strategie întreită în pasajul nostru. Primul aspect al acestei strategii, întoarce-te și ascultă de Domnul. Ahab nu era la locul lui. Era idolatru. Dar iată că Domnul i-a trimis și acestui împărat idolatru, un proroc. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și i-a zis, așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare? O voi da azi în mâinile tale ca să cunoști că eu sunt Domnul. Observați? Și Ahab s-a întors să asculte de Domnul. Oprește-te și tu din drumul tău. Și nu spune ca și slujitorul acest despre care nu de mult am auzit aici și de să face fereastră în cer, nu o să mai fie pâine niciodată. Că Dumnezeu are fereastră și pentru tine și are și pentru mine. Are pâine și pentru tine și are și pentru mine are vindecare și pentru tine și are și pentru mine are și pentru casa ta și are și pentru casa mea amin? el are dar întorceți fața către Dumnezeu dacă Dumnezeu a vorbit întorceți fața și ascultă-L doi organizează-te organizează-te versetul 14 aha bazis, ia uitați-vă prin cine? cum va da această biruință? Și el a răspuns, așa vorbește Domnul, prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Deci, pune slujitorii în rând, organizează-te, organizează-ți rugăciunea, organizează-ți timpul cu Domnul, organizează-ți părtășia cu Domnul. Nu tot sta și plânge durerea, nu tot sta și-ți plânge necazul, nu tot sta acolo și plânge. Ridică-te în picioare, pune-te pe genunchi. Caută casa Domnului, caută părtășia frățească. reorganizează viața spirituală. Și apoi este cel de-al treilea aspect în această strategie, fi primul care să dai pilde dacă vrei să te Dumnezeu. Pentru că uitați-vă în versetul 14, cine din nou. Așa vorbește Domnul, prin slujitorul mai marilor peste ținuturi. Aha, baziți, auziți. Cine va începe lupta? Și el a răspuns. Ce i a spus? Păi tu, de cine să înceapă? Cine vrea să lupte pentru tine? Pe nimeni nu-l doare de casa mea cum mă doare pe mine și pe soția mea. Este drept sau nu? Nu știu. Deci, fi primul care dai pildă. Bătălia a pornit și a habă biruit. Ben Hadad a fost făcut chiar prizonier Problema este că Ahab n-a știut să se folosească de biruință. Dar cuvântul Domnului spune că rostul celor scrise în această carte este ca noi să învățăm, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca cei care au trăit înaintea noastră. Prin urmare, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu există credincios individual, nu există familie de credincioși care să nu fie asaltată de cel rău. Suntem asaltați. Ce vom face? Și în acest pasaj biblic din 1 împărați 20, primele 14 versete, sunt patru lucruri fundamentale. Primul, cunoșteți agresorul. Trebuie să-l cunoști ca să știi cum să cum, cum intri în bătălie cu el. Al doilea lucru, cunoaște i strategia. Vezi ce vrea. Și ați observat, aurul tău vrei să te ruineze material. Vrei să-ți ruineze familia? Familia ta și copiii tăi sunt ale mele, a zis Ben adat. Și tot ce ai tu mai scump este al meu, sufletul tău. Asta e strategia celui rău. Trei, ce vei face? Organizează-te pentru luptă. Consultă-te și după ce ai găsit adevărul, fii ferm pe adevărul lui Hristos. Și apoi, stai lângă Domnul. Și du și luptă. Fii primul care dă exemplu. O să vadă soția ta, o să vadă copiii tăi, o să vadă soțul tău, o să vadă părinții tăi, o să vadă biserica și o să învețe. O să se îmbărbăteze. Cum spune Psalmul 40. Îmi pusesem în Domnul. El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele. Mi-a auzit plânsetele. Dar s-a plecat spre mine. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirii, mi-a pus piciorul pe stâncă. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Au învățat ce trebuie. Dă și tu această pildă. Și Dumnezeu va lucra cu tine, cu casa ta, cu familia ta, cu casa mea, cu familia mea, cu biserica noastră. Dar implică și intră la lucru. Intră la luptă. Apără-ți casa, apără-ți sufletul apără lucrarea lui Dumnezeu, că și tu la rândul tău vei fi apărat de cel prea înalt. De Dumnezeu. Amen.